Medlife.ro a împlinit un an. Un an în care a încercat să spargă mituri, să doboare bariera dintre medici și pacienți, să scoată la lumină partea pozitivă a acestei meserii, deseori blamată. Cititorii noștri au urmărit în direct intervenții chirurgicale, au discutat cu medicii, au aflat lucruri noi și importante pentru sănătatea lor. Interacțiunea realizată în mediul online în ultimele 12 luni oferă deopotrivă medicului și pacientului mai multă încredere, mai multă informație avizată mai multă siguranță. MedLife.ro, în direct cu medicii, este un proiect comun hotnews.ro și MedLife. Pe 21 ianuarie 2010, MedLife.ro a transmis prima operație live pe internetul românesc. Atunci, dr. Dragoș Albu și echipa sa au adus pe lume în fața camerelor de luat vederi un băiețel sănătos de 3 ,390 kg 390. În anul ce a urmat, Medlife.ro a prezentat alte intervenții live de mare interes și a realizat discuții online cu medicii Medlife, care au venit în întâmpinarea a numeroase dintre problemele cititorilor noștri. Astfel, pacienții au avut pentru prima dată ocazia să pătrundă în spatele cortinei și să urmărească pas cu pas drumul analizelor medicale din cabinetul medicului până la prelucrarea în laboratoarele specializate. În obiectivul camerei de luat vederi, medicii au realizat intervenții chirurgicale live din sala de operații, poate cu mai mult trac, dar impecabil. Discuțiile online, pe de altă parte, au adus mai multă căldură în relația medic-pacient. Iată ce spunea în urmă cu puțin timp directorul medical al clinicii MedLife, Nicolae Marcu. Dacă urmăriți mai atent într-un cabinet, relația parcă este un mai dură decât pe internet. Am sesizat că oameni, cel puțin din ai noștri care cunosc, că oameni care sunt puțin mai dur sau mai distanți, să spunem, în cabinet, sunt mai calzi pe internet. Pe internet îi poate împărtăși pacientului din experiența proprie, dar poate să și afle la rândul său ce gândește pacientul.